Bun găsit! Astăzi vă propun descrierea unei persoane dragi. A descrie o persoană înseamnă să scrieți trăsăturile fizice sau sufletești ale unei persoane. Cu siguranță cei mai mulți vă gândiți la mama, tata, unul dintre frați sau bunici, dar puteți descrie orice persoană dragă sufletului vostru. Înainte de a scrie textul despre persoana dragă vouă, vă invit să vă gândiți la însușiri potrivite elementelor pe care le descrieți, adică să utilizați expresii frumoase. Iată câteva exemple. Cum poate fi glasul? Melodios, vesel, stins. Dar chipul persoanei, luminos, drag. Ochii pot fi blânzi, negri, iar zâmbetul sincer, larg. Vă propun un mic exercițiu de creare a unor expresii frumoase. Puteți opri filmulețul și să continuați expresiile începute. Iată și răspunsurile mele. Ochii albaștri ca floarea de nu mă uita. Păr ondulat ca valurile mării. Harnică precum furnica. Vorbe dulci ca mierea. Cu siguranță și voi ați alcătuit expresii frumoase. Textul pe care l-a alcătuit trebuie să poarte un titlu. El poate fi chiar o persoană dragă mie. De asemenea, compunerea voastră trebuie să conțină trei părți. O parte de început numită introducere, o parte de mijloc numită cuprins și o parte de încheiere. Citiți cu atenție întrebările sugerate pentru fiecare parte. Răspundeți în enunțuri clare, corecte și, bineînțeles, lăsați imaginația să zboare. Opriți acest video pentru a realiza descrierea persoanei dragi. Nu uitați să folosiți expresii frumoase. Vă doresc inspirație! A sosit momentul așteptat de către mulți dintre voi, acela de a citi colegilor și învățătorului creația voastră. După citirea descrierii, vă puteți autoaprecia. Ascultați cu interes descrierile colegilor și exprimați-vă părerea. Colegul vostru a respectat tema și părțile unei compuneri? A utilizat expresii frumoase? Enunțurile au legătură între ele? Cu siguranță ați ascultat compuneri deosebite despre una dintre persoanele dragi vouă. Pe curând!